Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Meteorologii au prelungit codul portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată și cantități importante de apă până noaptea de marți spre miercuri la ora 2. După expirarea acestei atenționări, intră în vigoare o alta, cod galben, care expiră pe 25 iunie la ora 10. Ieri a fost rupere de nori în municipiul Focșani. Pentru 4 localități din zona de munte a județului a fost astăzi cod roșu de precipitații. În Moldova, Transilvania, Maramureș, local în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, precum și în zonele montane, vor fi perioade cu averse torențiale și se vor acumula cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 50-80 de litri pe metru pătrat. Vor fi și intensificări ale vântului, vijelii, descărcări electrice și grindină, îndeosebi în est și sud-est. Până pe 25 iunie, mare parte din teritoriul țării rămâne sub cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată. Ieri, în aproximativ jumătate de oră, municipiul Focșan s-a umplut de apă. O furtună puternică, însoțită de ploaie abundentă, a dus la acumularea unei cantități mari de apă pe străzi. Vântul a rupt copaci și crengi. Gurile de canalizare blocate de frunze și crengi nu au mai făcut față. Cel mai afectat a fost pasajul Vâlcele, unde un microbuz a rămas blocat în apa care a avut peste un metru înălțime. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea a 6 copaci căzuți pe carosabil sau peste autoturisme. Totodată s-a intervenit și pentru evacuarea microbuzului blocat din cauza acumulării precipitațiilor în pasajul Vâlcele. Cetățenii au fost avertizați prin mesaje roalert să se adăpostească. Nori grei de ploaie au întunecat cerul Focșanului și în această după-amiază. Ploaia și vântul au biciuit orașul din nou. Mesajele roalert au fost transmise și astăzi de autorități pe telefoanele cetățenilor. Intervențiile pompierilor au continuat și pe parcursul zilei de marți. 21 de note de 10 la evaluarea națională în Vrancea. 70% dintre candidați au obținut medie peste 5. Cei nemulțumiți de rezultat au avut timp până astăzi la prânz să depună contestații. 70% din absolvenții de gimnaziu care au participat în sesiunea iunie 2020 la evaluare națională în Vrancea au obținut note mai mari sau egale cu 5. Au fost și 21 de elevi care au obținut rezultat maxim. Aceștia provin atât din mediul urban cât și din mediul rural. De candidați au reușit să obțină nota 10 la proba de limba și literatura română, iar 66 la matematică. Thank you.
Perioada contestațiilor s-a încheiat marți la prânz. Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă 27 iunie. Reamintim că rezultatele elevilor se publică prin anonimizarea numelui și a prenumelui pe baza unui cod unic comunicat fiecărui candidat. Trei candidați care au fost în izolare vor susține evaluarea națională în etapa specială, începând cu data de 29 iunie 2020. Media generală de admitere, care se calculează considerând 80% media de la evaluarea națională și respectiv 20% media anilor de gimnaziu, urmează să fie afișată după finalizarea contestațiilor. Din 6 iulie se redeschid cele două creșe din subordinea Serviciului Public Creșe Focșan. Înscrierile au început astăzi și se încheie pe 30 iunie. În perioada iulie-august 2020, cele două creșe din subordinea Serviciului Public Creșe Focșani vor funcționa conform Ordinului Ministerului Sănătății privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, after school-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, care prevede că sălile de grupă vor fi astfel amenajate încât să permită reducerea numărului de copii cameră, iar distanța dintre ei să fie maximizată, fără a compromite funcționarea normală a activităților pedagogice. Se recomandă reducerea numărului de copii în grupă, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minim 4,5 metri pătrați de copil. Astfel, numărul copiilor care vor putea fi în clase va fi redus efectiv la jumătate. Cererile de înscriere pot fi depuse în perioada 23-30 iunie 2020 la sediul din strada diviziei numărul 1A sau pe adresa de e-mail serv.creșe@yahoo.com. Pentru a putea respecta noile prevederi legale, solicitările vor fi aprobate cu respectarea următoarelor criterii. Ambii părinți trebuie să lucreze, copilul a avut o prezență constantă, părinții au venituri mici. Dosarul de înscriere va conține următoarele documente: copii după actele de identitate ale părinților, copie după certificatul de naștere al copilului, adeverință de salariat pentru ambii părinți, cerere tip care se regăsește la sediul instituției. Pentru alte detalii și informații, puteți să vă adresați la sediul instituției pe mail sau la numărul de telefon 0337 401 635. Se arată într-un comunicat al biroului de presă al municipiului Focșani. 30 de impozite și contribuții pot fi plătite prin intermediul spațiului privat virtual. Această facilitate este operațională din luna iunie. În acest mod puteți economisi timpul de așteptare la ghișeu și este o soluție binevenită în această perioadă de pandemie. Vrâncenii înregistrați în spațiul privat virtual pot plăti peste 30 de impozite și contribuții la bugetul de stat direct cu cardul bancar prin intermediul ghișeul.ro. Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală dau asigurări că dezvoltă și implementează permanent noi facilități pentru a oferi servicii facile și utile tuturor contribuabililor. Pentru a face plățile prin spațiul privat virtual, la accesarea serviciului Plată obligații fiscale, se afișează pagina de pornire. La apăsarea butonului Afișare obligații restante, se afișează lista obligațiilor ce pot fi plătite prin platforma ghișeul.ro și care cuprinde peste 30 de poziții, de la impozitul pe venituri, la contribuții, accize colectate și până la plata unor penalități. La apăsarea butonului Plătește, utilizatorul este direcționat către serviciul de plată online al platformei ghișeul.ro, unde se bifează căsuța Apro Plata și sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare și butonul Plătește. Din această pagină nu mai există posibilitatea întoarcerii la serviciul disponibil în spațiul privat virtual, precizează ANAF. Cetățenii care se întorc din Italia și Franța nu vor mai sta în carantină sau în izolare. De astăzi au fost reluate și zborurile spre și dinspre aceste țări. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 214 cazuri noi de îmbolnăvire la nivel național. În Vrancea nu a mai fost raportat niciun caz nou de coronavirus. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a actualizat lista statelor exceptate de la aplicarea măsurilor de carantină, izolare, ca urmare a ședinței din data de 22 iunie anul curent. Excepția se aplică din data de 23 iunie și persoanelor asimptomatice care sosesc în România din Finlanda, Italia, Estonia, Irlanda și teritoriul european al Franței. Lista actualizată poate fi consultată pe pagina de internet a Institutului Național de Sănătate Publică. Astfel, cetățenii care vin din aceste țări nu vor mai sta în izolare sau carantină la întoarcerea
în țară dacă nu prezintă simptome de COVID-19. În ceea ce privește situația COVID-19, astăzi nu s-a înregistrat niciun caz nou în Vrancea. În schimb, județul nostru a ajuns la decesul cu numărul 59. Până astăzi, 23 iunie, pe teritoriul României au fost confirmate 24.505 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Până astăzi, 1.539 de persoane diagnosticate cu această infecție au decedat. În intervalul 22-23 iunie 2020 au fost înregistrate 16 decese, 9 bărbați și 7 femei, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus internați în spitale din Alba, Bistrița, Năsăud, Brașov, Dâmbovița, Galați, Iași, București, Mureș, Suceava și Vrancea. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategic au fost înregistrate alte 214 noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI în acest moment sunt internați 200 de pacienți, ca urmare a încălcării prevederilor legii numărul 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în ultimele 24 de ore 331 de sancțiuni contravenționale în valoare de 149.550 de lei. De asemenea, prin structurile abilitate ale poliției au fost constatate ieri 5 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Totodată, în data de 22 iunie, anul curent, 76 de persoane care nu au respectat măsura izolării la domiciliu sau a carantinei au fost introduse în carantină instituționalizată pentru 14 zile sau au fost dispuse măsura carantinării instituționalizată pentru o nouă perioadă de 14 zile. Primăria municipiului Focșani eliberează online documente pentru serviciile de impozite și taxe locale, urbanism, agricol și relații publice. Serviciul este disponibil din 12 iunie. În încercarea de a fi cât mai aproape de cetățeni, Primăria municipiului Focșani a pus la dispoziție, începând de vineri 12 iunie 2020, un serviciu electronic nou de depunere și obținere de documente online. Serviciul este disponibil la adresa www.focșani.info, secțiunea Servicii Online, cei interesați putând solicita eliberarea electronică a mai multor documente. Pentru agricol, cererea adeverință, registru agricol, cerere carnet de comercializare, cerere atestat de producător, relații publice, cerere acces informații publice și petiție, urbanism, certificat de urbanism, certificat de atestare a edificării construcției, certificat de nomenclatură stradală și adresă, declarații privind valoarea reală a lucrărilor, impozite și taxe locale, cerere certificat fiscal, cerere compensare restituire sumă, declarație clădiri și terenuri, înscriere auto, radiere auto. În același timp, pentru diversificarea serviciilor electronice pe care Primăria municipiului Focșani dorește să le furnizeze, în această perioadă este pus în practică proiectul Viziune și Performanță prin implementarea unor instrumente de planificare strategică, sisteme de managementul calității performanței și a unor sisteme informatice inovative la nivelul municipiului Focșani, finanțat din fonduri europene. Prin acest proiect se urmărește, printre altele, implementarea unei platforme integrate de management al activităților și al înregistrărilor, inclusiv prin digitalizarea și gestiunea electronică a Arhivei Primăriei Focșani, precum și implementarea unei platforme de tip portal pentru servicii care să fie furnizate online către cetățeni. Bugetul proiectului este de peste 4 milioane de lei. Pe site-ul primăriei se mai pot accesa și alte informații de interes public, date privitoare la transportul public local, posibilitatea de plată online a impozitelor și taxelor locale. Pe această cale reamintim că până la data de 30 iunie 2020, cetățenii municipiului Focșani beneficiază de 10% reducere la plata integrală a taxelor și impozitelor, au transmis reprezentanții biroului de presă al municipiului Focșani. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea se menține instabilă, se anunță în continuare averse și furtuni cu fulgere. Vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 18 și 20 de grade, iar cele maxime între 27 și 29 de grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!